În primele 6 luni ale anului, doar 5% din cererile depuse pentru eliberarea de autorizații de construire pentru locuințe colective au primit aviz favorabil din partea municipalității. Procentul mic de autorizații eliberate au făcut ca și sumele atrase la buget să fie mici, aproape 100.000 de euro. În primele 6 luni ale acestui an, din cele 40 de cereri depuse pentru eliberarea de autorizații de construire pentru locuințe colective, au fost eliberate doar două cereri și din punct de vedere financiar, acestea au contribuit la bugetul orașului cu aproximativ 500.000 de lei. Viitorul imediat pare să sune bine pentru dezvoltatorii imobiliari în ceea ce privește autorizațiile eliberate. Apare însă o altă problemă. Agenții imobiliari cred că prețul nu va mai fi dictat de vânzător, ci de cumpărător. Credem noi că în a doua jumătate a anului aceste numere de cereri vor crește, deoarece și Guvernul României a venit cu reglementări în ceea ce privește piața construcțiilor. Mai mult decât atât, știți foarte bine că au fost materiale de construcții care au crescut cu peste 100% sau chiar 200% în cazul lemnului, ceea ce a dus la întârziere ale furnizorilor. Și mai mult decât atât, știți foarte bine costul forței de muncă, care a crescut și el și, bineînțeles, creșterea la utilități. Cei care vor dicta prețul, din punctul meu de vedere, da, vor fi clienții cumpărători. Dacă până acum clientul vânzător urca prețul, punea în baza materialelor de construcții care s-au scumpit sau în baza inflației și pe bună dreptate, da, în curând băncile vor acorda credite tot mai mici, iar proprietarii care vor vinde în momentul ăsta la un preț puțin mai redus vor face cea mai bună afacere, pentru că în curând, cum ziceam, cumpărătorii vor dicta prețul în baza a ceea ce vor primi din bănci și automat ne vom duce în direcția asta. Unii agenți imobiliari dau un sfat celor care doresc să cumpere un apartament într-un centru rezidențial nou. Sunt și dezvoltatori de o mai puțin bună credință și atunci nu respectă termene de finalizare, nu respectă ceea ce spun că folosesc în construirea imobilelor, dar raportat la materiale și așa mai departe. Și lumea și-a pierdut un pic încrederea. Detaliile finisajelor, din nou, foarte proaste. Multe ansambluri care la un moment dat poate rămân în paragină, nu se finalizează întru totul. Acum nu vorbim de dezvoltatorii mari neapărat. Văd, într-o proporție 70% apartamente vechi, 30% apartamente noi. În prezent, în municipiul Iași sunt finalizate sau în curs de finalizare mai multe centre rezidențiale. Prețurile diferă. În complex Zorilor din cartierul Tătăraș, un apartament cu 4 camere și 190 de metri pătrați se vinde cu 262.000 de euro. În Coma Towers, în Dacia, oferta este variată. Sunt apartamente cu 1, 2, 3 sau 4 camere, iar prețurile variază între 49.900 de euro și 127.900 de euro. La mare căutare este complexul Royal Town din Copou. Un apartament cu 2 camere și 46 de metri pătrați se vinde cu 46.500 de euro, în vreme ce unul cu 3 camere și 89 de metri pătrați se dă cu 89.000 de euro. În cartierul austriac din zona de nord se vând case individuale, au între 4 și 6 camere, iar prețul este pe măsură, de la 145.500 de euro până la 289.500. Și un alt exemplu, în complexul Azimut Copou se vând penthouse-uri. Au suprafețe cuprinse între 185 și 282 de metri pătrați. Cel mai ieftin penthouse costă 323.000 de euro, în vreme ce cel mai scump se dă cu 436.000 de euro. Sfatul agenților imobiliari este unul singur. Înainte de a ne decide cu privire la achiziția unui apartament sau a unui imobil, este indicat să ne consultăm cu un specialist.